Bună seara, prieteni! Suntem la Sport Report și avem un invitat special în această seară. Este vorba de Răzvan Lucescu. Bună seara, Răzvan! Bună seara! Mulțumesc de prezență! Evident că suntem după acest meci al echipei naționale, după aceste meciuri disputate de echipa națională și e o situație foarte complicată în care ne regăsim. Trebuie să începem discuția de aici. Te întreb așa, ai fost aseară la meci? Nu te-am văzut în cadrele? Nu, n-am fost la meci, nici nu l-am urmărit. Pentru că am avut altceva de făcut, foarte simplu. Ai văzut, din astea patru meciuri, câte ai văzut? Niciunul. De ce? Pentru că am avut altceva de făcut. Am fost în vacanță, am fost plecat. Dar eu trăiesc cu altă realitate. Pe mine mă interesează realitatea pe care o trăiesc. Eu am de pregătit lucruri pentru echipa mea, sunt departe. Nu sunt atât de pătruns de ceea ce se întâmplă la noi. Sunt mai degrabă de ceea ce se întâmplă în Grecia și de lucrurile pe care trebuie să le știu în Grecia. Poți să înțeleg. Acum, pe de altă nu, și dacă mă înțelegi și dacă nu mă înțelegi. Poți să înțeleg, pe de altă parte, mă uit la tatăl tău, care și el e la o echipă în străinătate, poate că problemele sunt mai mari, în sensul că e situația asta complicată cu războiul. Și cu toate astea îl văd prezent meci de meci și în continuare foarte interesat de echipa națională. Probabil că el are alt sentiment și are altă plăcere de a vedea meciurile de aici. Eu probabil că nu am această plăcere. De ce? Că lumea se întreabă. Nu știu să spun de ce. Trebuie să îți dau un răspuns. Nu știu exact să spun de ce. Pentru că am și așa foarte multe meciuri pe care le văd, pe care le urmăresc. Am de pregătit foarte multe. Am jucat 59, cred că suntem una dintre primele 5 echipe din Europa ca număr de meciuri jucate, dar în orice caz în top 8 suntem. Deci a fost o nebunie de program, de încărcătură și de meciuri analizate, răsanalizate. Iar dacă aș avea posibilitatea să mă uit la un meci, atunci mă uit la ceva ce mă interesează pentru că am de învățat de acolo. Gen Manchester City, Liverpool, idei. Atunci, normal că trebuie să sortez puțin ceea ce am de văzut în afara campionatului Greciei. Sigur că sunt la curent cu ceea ce se întâmplă, sigur că cer informații, sigur că încerc să îmi dau seama și să văd situații care sunt la echipa națională, momente din jocuri, dar să stau să analizez și să văd, nu. Taică-miu are o vârstă, el nu se mai implică atât de tare în felul acesta de a analiza jocurile. El a și fost foarte mult acasă. Eu, într-un an de zile, am fost, cred că, adunat 10 zile acasă. Deci, suntem persoane diferite, în final. Sincer, chiar m-ai surprins cu răspunsul. Adică să nu te uiți la un meci al naționalei, mai ales că în ultimele două săptămâni discuțiile au fost doar de echipa națională. Dar nu mă pasionează. Punct. De ce trebuie ai antrenat echipa asta? Am antrenat-o. Asta a fost echipa de istorie. Ești român, adică nu poți să... Sunt român și cred că ca român așa las un nume bun, o imagine pozitivă pe unde mă duc. Și în Qatar, și în Arabia Saudită, și în Grecia. Așa cum muncim acolo, cum obținem performanțe, rezultatele pe care le avem, modul în care echipele pe la care am antrenat s-au exprimat. Deci, păi tocmai. Și atunci... Asta e un motiv în plus să fii, să spunem, nu neaproape, să nu se leagă lumea că nu ești aproape de echipa națională. Dar, de exemplu, acum te duci la reunire la PAOK, când va fi. Da. Și dacă te întreabă cei de acolo, bă, națională voastră, ce s-a întâmplat? Și băieți, le zici, păi nu m-am uitat la meciuri. Băieți, noi avem de jucat un meci pe 21 iulie contra lui Levski Sofia. Asta ne interesează pe noi. Nu cum a jucat echipa națională sau ce s-a întâmplat acolo. Nu discuții doar de PAOK. Mai ai discuții și amicale și cu cei din conducere și la un moment dat... De ce crezi tu că sunt aceste discuții? Sau de ce crezi tu că pe cei de acolo interesează ce face Naționala României? Pe cei de acolo interesează ce facem noi, ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Da, dar ești român, da? Focalizarea este mai mare, dar nu are nicio importanță. Uite, Grecia a început să aibă rezultate, de exemplu, pentru că și ei au avut o perioadă de cădere abruptă, pentru că ei au căzut mai de sus. Au fost la mondiale cât de curând. În 2004 au câștigat campionatul european, au fost prezenți la două campionate mondiale,
2010-2014. 2014 au trecut de faza grupelor, 2014, da. Bine, în general Grecia este o țară care are un potențial financiar mai mare decât al României pentru a aduce jucători și a avea un nivel bun. Jucătorii de acolo sunt jucători arțăgoși, jucători cu determinare, cu agresivitate, au și ei jucătorii lor talentați, pentru că dacă te uiți în lume, vezi că sunt destui greci pe la echipe și în campionate importante. Cred eu că e normal să fie unde arată că sunt astăzi, dar au și ei problemele lor, pentru că acolo în Grecia este atât de mare rivalitatea între echipele de club, încât echipa națională este întotdeauna într-un plan secundar. Ca interes. Ca interes, da. Da. Sigur, atunci când joacă naționala, este un interes. Mai mare atracția pentru echipa națională este la grecii care sunt peste hotare. Ca să înțelegi și așa exact cum stau lucrurile. Bun. Te surprind. Dar oricum știu foarte bine tot ceea ce s-a întâmplat. Însă... este nu, pentru mine a fost surprinzător și cred că și pentru cei care se uită la emisiune să nu vezi niciun meci din patru fiind în vacanță, fiind cumva liber, adică dacă erai la pauză. Într-o săptămână am fost la Marbella 3 zile și am fost 3 zile la Roma. Au fost două meciuri care s-au jucat atunci. Ce făceam? Stăteam la Marbella când eram cu soția mea după un an ca ăsta să mă uit la meci? Sau eram cu ea undeva la o plimbare, la o cină romantică, la niște povești de dragoste, la niște planuri de viitor? Înseamnă că fotbalul nu-ți acaparează chiar 24 din 24. Adică nu ești chiar așa ca tatăl tău, că eu am imaginea tatălui tău. Atunci când sunt, dar nu sunt pentru echipa națională sau nu sunt pentru un club din România, sunt pentru ceea ce am de făcut. N-am scăpat deloc în această vacanță, într-o zi, să zic, nu fac nimic. Am avut tot timpul de studiat, pentru că și la noi se întâmplă schimburi de jucători, ies unii, vin alții. Spune-mi un lucru și știu că ești sincer. Ai rămas cu resentimente față de echipa națională, față de fotbal românesc după ce s-a întâmplat când ai plecat atunci de la echipa națională? Nu am rămas cu resentimente, însă te-am spus că interesul meu este altul. Interesul meu profesional este altul acum. Echipa națională este o echipă, o echipă de fotbal. Chiar dacă reprezintă România, dar este o echipă de fotbal, așa cum eu sunt antrenor la o echipă de fotbal. Și atunci mai puțin sunt atras. Ți-am zis, am și alte lucruri de făcut. Te surprinde unde e România astăzi? Nu mă surprinde și cred că poate că, uite, nici asta nu mi-a arătat un interes extraordinar pentru aceste patru meciuri, pentru că aceste patru meciuri nu ar fi schimbat situația fotbalului românesc. Chiar dacă ar fi fost victorii. Uh-huh. Situația tot complicată este. Așa e. Și dacă stăm să analizăm foarte bine, trebuie să luăm punct cu punct. De ce suntem aici? De ce suntem aici? Pentru că nu avem un campionat foarte puternic. De ce nu avem un campionat foarte puternic? Pentru că se întâmplă lucruri din trecut. Nu este doar momentul prezent. Am mai dat exemplul acesta. Două echipe care câștigă campionatul și intră în grupele Champions League și aduc foarte mulți bani să dispară după 2-3 ani. Este inadmisibil să dispară. Da. Nu că zicem, de sus acolo au ajuns într-o poziție de loc 10-12 sau hai, au retrogradat după care. Nu, au dispărut. Este inadmisibil. Rapid, echipă cu atâta forță mediatică, una dintre cele mai importante echipe ale României în ultimii 30 de ani de la venirea domnului Copos, nu? Dispare, se duce în Liga a 5-a. Dinamo ajunge să retrogradeze, dar după niște ani în care pur și simplu s-a chinuit. Iarăși, nu o să ajungem să vorbim despre ultimul an sau ultimii 3 ani. Hai să ne întoarcem de acum 10-15 ani, ce s-a întâmplat de atunci. Că acea cădere a lui Dinamo și această distrugere a lui Dinamo a început atunci. Corect. Mergi mai departe. Steaua. Care este Steaua? FCSB sau Steaua? De ce acest brand al fotbalului românesc e distrus? Că este distrus. Care e adevărata stea?
cine, cum, unde se mai duce lumea, la cine se uită, la, de cine este ales, în loc să fie un, o echipă, un club. S-au făcut niște tranzacții, nu știu cum s-au făcut, de ce s-au făcut atunci tranzacțiile? Eu nu cred că trebuia să ajungă să sufere un club, să sufere o masă de suporteri, până la urmă să sufere fotbalul românesc prin toate aceste nebunii în care sunt responsabili 2 sau 3 oameni. S-au semnat niște acte, din punctul meu de vedere, FCSB este Steaua. Ea a preluat și a dus mai departe, nu, prin performanță, a jucat în Europa, în grupe, în grupe, într-o competiție sau într-alta, dar a fost permanent acolo. Altfel vezi fotbalul românesc având cele trei mari branduri așa, cu putere, cu forță, altfel s-ar îndrepta lumea către fotbal, ar fi o emulație, ar fi alte investiții, atrageri de resurse financiare care ar crea un alt fotbal. Unde este Timișoara? O Timișoara care e nebunită după fotbal. Trei echipe care nu fac nimic. Unde este Brașovul? Iar și aici sunt două echipe, trei echipe care se luptă, o luptă mică de oameni mici între acele echipe, în loc să se unească toți și, domne, vrem Brașovul să... Unde este, nu știu, Bacău, care a fost an de-a rândul, un loc unde se juca și erau meciuri încinse și meciuri... Bun, deci nivelul campionatului și toate lucrurile care s-au întâmplat. Da, de aici merge mai departe la managementul acestor cluburi, care nu e în regulă, sunt implicații politice, politicieni care cred că se pricep la fotbal sau primari sau cum vrei să o luăm, viceprimari, se bagă peste antrenori, dau afară, pun, bagă-l pe ăla, fă-l cu ăla și în general pe la cluburi sau patroni care sunt patroni, dar rolul lor este altul, nu să intervină la munca de acolo, de pe teren și să se bage peste antrenori, pentru că toate astea, în final, au un efect foarte puternic negativ asupra jucătorului. Așa, asupra jucătorului. Sunt de acord. Schimbările astea de antrenori, eu nu știu, poate că nu sunt cei mai buni sau poate că antrenorii n-ar trebui totuși eliminați din această discuție. Poate că nici ei nu au capacitatea de a produce un alt fotbal, de a gestiona niște relații cu conducătorii care să le asigure un echilibru și o stabilitate. E posibil și asta. E posibil ca antrenorii care sunt cei mai mulți să nu fie atât de bine pregătiți și asta să tragă fotbalul în jos. Zic, e posibil. E posibil. Dar când sunt atât de dese schimbările de antrenori, când la o lună, la două, vină ăla, pleacă ăla, du-te acolo, e așa o nebunie, o morișcă de antrenori. Mă întreb de ce nu mă interesează. Păi, astăzi am aflat că Reghencam nu mai e la Craiova și am aflat că e Balint. Știam că e la Botoșani. Că e de ce te surprinde că Reghe nu e la Craiova? Spun așa. Pierzând toate obiectivele. Nu, spun, că ai adus aminte de el și cumva am luat senzația că te-a surprins că nu mai e. Vreau să zic că m-a surprins pentru că nu știam, nu auzisem și astăzi am aflat de chestia asta. Dar n-are importanță. Acum am dat un exemplu că azi am aflat de aceste schimbări și sunt petrecute toate aceste probleme. Da, stai puțin. Antrenorii, de ce antrenorii, să zicem că nu au, dar tot prin toate aceste schimbări și toate aceste presiuni pe care ei le suportă, îi fac să piardă din personalitate, la rândul lor jucătorii simt și foarte ușor își pierd direcția jucătorii. Încep să se ascundă oricând este un eșec, pe antrenorul și nu-și mai asumă nicio responsabilitate. Și acum vin la jucători, deci foarte pe larg, că nu e o discuție pe care o să o faci în 10 minute, da? Corect, da. Și vin la jucători. Noi totdeauna am avut jucători talentați, din punct de vedere tehnic, da. Totdeauna. Dar acum este evident că nu avem caracter, nu avem spirit. Noi, românii, jucătorii de fotbal român, nu este învățat să lupte contra dificultăților. La cea mai mică situație dificilă, el abandonează, se dă deoparte. Lucru care până la urmă se vede în teren și se transmite în teren. Noi am pierdut cu Armenia. Eu am urmărit meciul ăla 3-2. Ca să mă întorc. Da. Că era un meci foarte important. Nu, 2-1 a fost în Armenia. Am avut 1-0 și s-a terminat 2-1 pentru Armenia. Au dat gol în minutul 86, al doilea. Dar
era evident că noi suntem superiori din punct de vedere tehnic. Însă ei aveau un spirit de luptă total. Bătaie, agresivitate. Și asta vine doar de la jucători? Nu vine golurile și de la antrenor? Pe care le-am primit... Nu vine și de la antrenor chestiunea asta? Întreb. Ok, pot să spun, da, e posibil ca antrenorul să aibă partea lui de vină. Dar la echipa națională vorbim de ce? De trei zile. De trei zile în care trebuie să pregătești un joc, nu poți transmite o stare de spirit decât... limitat. Acolo. Ce e? Jucătorul trebuie să vină cu această determinare, cu această ambiție, cu această agresivitate. Antrenorul de la echipa națională să fie foarte asta și cei vedem ce facem în partea asta, unde ceilalți atacă așa sau joacă așa sau așa. Noi ne așezăm. Iar de aici intervine spiritul jucătorului. Te întreb, mă, ok, antrenorul e foarte slab, să zicem, da? Dar tu, ca jucător, accepți să pierzi 3-0 cu Muntenegru? Nu accept, dacă... Păi și atunci, ai pierdut 3-0 și ai pierdut 1-0, mai sunt și jucători în teren. Nu sunt de acord cu tine. Foarte bine, e părerea ta. Pentru că eu spun următoarea întrebare. Da. În ciuda ceea ce ai spus, și sunt de acord cu toate punctele, tu consideri că fondul de jucători pe care îl are România în momentul de față, în țară, în străinătate, deci fondul de jucători, da, este corespunzător nivelului rezultatelor pe care îl avem? Mie mi se pare că e mult sub. Dacă tu spui că acolo trebuie să fim, adică atât de jos, ok, îți respect părerea, dar mie mi se pare că este mult sub unde ar trebui să fim. Ne-a bătut o echipă, Muntenegru, cu jucători în distribuția de star de la Budujnos Podgorica, de la Sujețca din prima divizie, păi Muntenegru. Păi de ce spui că nu ești de acord? Până la urmă tu ești de acord cu mine. Păi nu, pentru că eu spun că valoarea... Spirit. Doar spiritul să conteze? Contează enorm. În fotbalul de astăzi contează enorm. Personalitatea, spiritul, puterea de luptă, să te iei la trântă cu dificultățile, să le depășești, să știi că e un moment dificil, de presiune, să te strângi, să vii cu toată această determinare de a depăși adversarul, de a-ți depăși momentul dificil, de a depăși presiunea. Noi nu avem și uite-te că asta în final se transmite în reacții pe teren. Am analizat golurile pe care le-am primit contra Muntenegrului și golul contra Bosniei. Era o lipsă de reacție la că bacă fundașul lateral. Da, fundașul lateral dreapta n-a fost poziționat corect. A fost depășit în situația de 1-1. A venit mingea centrată în fața porții. Portarul n-a fost perfect poziționat. A avut o respingere neinspirat. Bă, da, sunt 7 jucători de ai noștri în careu. Deci 7 au participat la acea fază. N-a fost o lipsă de nesimțire că nu mă interesează faza de apărare. 7 care, dintre care niciunul n-a avut o reacție. Și are un singur jucător bosniac, se duce și împinge mingea în poartă. Adică asta a fost și la meciul cu Armenia. Acum vorbim de 2 antrenori. Da. Unul atunci și unul acum. Dar toate aceste situații continuă. De aia spun că noi nu suntem în stare să ne strângem. Eu am și eu experiențele mele cu jucători români talentați. Băi, Alex Mitriță, îl iubesc. E un jucător care te încântă. Dar când are mingea. Și în momentul în care simte că situația se complică pentru el, uite așa, și s-a terminat. Nu este genul de... E unul dintre cei mai talentați de la noi. Eu nu știu dacă la Bauch era poate cel mai decisiv jucător, dacă lua mingea și avea acest dribbling, această accelerare cu mingea. Cred că și la echipa națională e cam la fel. Da. Dar lupta. Nu ești titular. Intru și demonstrez, îi mănânc pe aia de gât și le arăt. Nu, eu trebuie să joc titular. E o situație, un exemplu. De ce jucătorii noștri de afară nu se impun? Foarte puțin. În primul rând că ok, nivelul a scăzut foarte mult. Dacă comparăm cu cei care erau prin 90, 2000, 2010, 2012, uite așa ne-am dus, încet. Da? Ei, acum sunt la un nivel, în Europa dacă sunt, mai jos, okay. Dar și acolo au probleme. Dar tu cum îți explici următorul paradox din punctul meu de vedere? Chiriche joacă în Serie A. Da? Ok, o să zic când am terminat. Okay. Răzvan Marin
da, în Serie A. Are tot gata, dar a jucat în Serie A. Maxim este unul dintre cei mai buni fotbaliști în Turcia. Nu e cel mai tare campionat, dar e un campionat respectabil. Iar la echipa națională când vin... Nu, e un campionat greu, Turcia. Ok, cu atât mai bine. Deci da, un campionat greu, în care el dă goluri, dă pase, se remarcă la Gaziantep. Și când vine la echipa națională, ei nu reușesc să se impună. Aici ce argument să mai fie? Păi, e ceea ce spun, e vorba de o personalitate, pentru că ei, în primul rând că Răzvan Marin, un jucător foarte bun, da? Da. Dar a retrogradat acolo. A retrogradat, la Cagliari, da? Deci nu putem vorbi despre un Răzvan Marin lider, personalitate puternică, și chiar dacă ar fi fost și tot putea să retrogradeze. Dar nu este, el este un jucător individual foarte bun, un jucător pe care oricine îl vrea, dar nu este un lider de echipă. De Chiricheș, și eu susțin asta de mult timp. E un jucător bun, e un jucător foarte bun, dar nu este un lider. Ori noi aici îi considerăm lideri. Ca să fii lider trebuie să o ai în sânge. Nu avem. Noi nu avem lideri, iar faptul că ei sunt considerați lideri le creează o problemă lor. Că pune o presiune, ori pune o presiune foarte mare, da, ori îl duce pe unul sau pe altul, nu pe Răzvan Marin cu siguranță, în situația de a fi superficial. Pentru că nu știe să gestioneze, nu știe. Ești lider, ești lider. Ești numărul 1, ești numărul 1. Numărul 2 întotdeauna vrea să imite pe numărul 1. Numărul 1 nu. Numărul 1 e natural. Se comportă pentru că așa trebuie să se comporte, simte că asta e. Tu ești optimist în privința echipei naționale a României sau crezi că e loc mai de rău? Eu nu cred că sunt nici pesimist, nici optimist. Eu cred că sunt realist și știu foarte bine că ceea ce noi vorbim acum, peste 3-4 luni, 5 luni, poate să fie diferit. Adică o calificare poate veni, pentru că întotdeauna ai nevoie de o conjunctură, ai nevoie de șansă, ai nevoie ca la momentul în care ajungi la un meci, toți jucătorii aia pe care îi ai să fie într-o formă foarte bună, cu o încredere datorită faptului că vin de la echipele de club unde au rezultate, unde joacă, și ajung la meciul acela și înfruntă un adversar care nu are aceeași pregătire psihologică, să spun. Sau lipsesc 2-3 jucători de la adversari. Deci, uite, vorbim despre echipa noastră națională, dar hai să vedem Anglia. Anglia, care reprezintă fotbalul cel mai puternic din campionatul cel mai puternic din lume, da? A făcut în 4 meciuri în două săptămâni, două puncte. Au pierdut 4-0. Da, Anglia este o echipă care a jucat semifinală de mondial în 2018 și finală de campionat european. Da, acum tu te întorci recent, la tot, da, ok. Dar eu zic la acum, la aceste două meciuri. E o competiție Liga Națiunilor care nu e interesantă pentru echipele mari, pentru că n-are miză. Pentru echipele mai mici... Nu e adevărat. De ce? Dar nu spune asta. Chestia asta, știi cum e? Când ai pierdut, nu e interesant. Nu e interesant. Când ai câștigat, e cel mai frumos. Așa e, da. Pentru că așa este. Pentru că asta este realitatea. Nu spune tu mie că Mbappé intră pe teren... Ca să nu joace la capacitate. Hai mă, că pierd și dacă pierd. Da, niciodată jucătorul care are mentalitate de învingător înnebunește. Îți spun, înnebunește să nu câștige, să nu câștige. Și aici vorbesc de Mbappé, dar vorbesc și de un jucător de la PAOK sau un jucător de la, eu știu care, Ferencváros sau de la Liverpool sau de la Empoli. Și așa trebuie să fie și la noi. Spune-mi un lucru, că am o curiozitate. Încercăm un exercițiu de imaginație. Să spunem că mâine ai fi instalat selecționer al României. Ai face lucrurile altfel față de cum le-ai făcut acum 10 ani sau când, 10-11 ani. Așa de lucruri de bază, nu în selecția jucătorii sunt alții. Da, sunt mai multe, da, exact. Cu asta vreau să încep. În primul rând că jucătorii sunt diferiți. În al doilea rând că și eu ca antrenor m-am schimbat și am evoluat foarte tare. Din perspectiva asta te-am întrebat. Am și o altă experiență. În al treilea rând că cunosc mai bine realitățile acestei poziții de selecționer și pot să spun că e foarte mult hazard. E foarte mult hazard atunci când nu ai o bază. Vorbim de Germania. Germania la fel, antrenorul echipei germane se întâlnește cu ei la fel cum se întâlnește și antrenorul echipei României. Dar antrenorul echipei Germaniei
are o bază de selecție incredibilă. Cu mare da. Și cel al Italiei, cu mare... Da, uite, apropo, Italia. Italia a fost eliminată la ultimele două campionate mondiale. Italia a fost eliminată de Macedonia de Nord. Da. Italia acum a pierdut 5-2 și era 5-0 pentru Germania. Da, Italia între timp câștigă și un campionat european. Da. La noi sunt doar vrei să spun ceva? Minus. Nu am fost cu tine, cred. Atunci am fost întrebat, înainte de începerea campionatului european, cine va câștiga. Favorite erau Germania, era Spania, Franța. Era Anglia. Da. Și eu am spus Italia. În emisiune a fost, într-o ești emisiune. Fan Italia, da. Nu. No, nu, nici poveste, nu. M-a întrebat de ce. Pentru că eu urmăresc în fiecare zi, la cafea, la micul dejun de la 7:30, când mă trezesc, citesc Gazeta dello Sport și L'Echipe. Astea două. Pentru informații, pentru limbă, pentru ce vrei tu. Pentru câteva idei, că mai apar și pe acolo câteva idei bune, ba de la un antrenor, ba de la un jucător. Sunt multe lucruri care pot fi folosite și în discursurile cu ai tăi. În fine, a fost creată o atitudine, o stare de spirit, o concentrare din toate părțile de motivație și de dorință, dar și din afară, de sprijin, dar într-un sens corect, de concentrare pentru a obține ceva frumos la acel campionat european. Și am spus, este... Am senzația că este atmosfera aceea de dinaintea unui turneu important, corectă pentru a câștiga. Și cred că Italia va câștiga. Și așa s-a întâmplat. După cum, după ce au câștigat, am sesizat o plutire totală, 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 dar nu pentru o săptămână, care cum ar fi fost normal. Care i-a costat din urmă. Și a costat, bineînțeles, că da. Se întorc lucrurile. Spune-mi un lucru că a trecut mult timp de atunci. Te-a deranjat că episodul vizitei lui Burleanu la Salonic a apărut în spațiu public? Da, m-a deranjat. Da, adică a fost o cină privată, în timpul meu privat, eu fiind antrenor la PAOK. Păi, dar puțin, că cei de la federație știau că ești antrenor la PAOK. Adică nu veneau acolo și spuneau, te ofertăm, da, ești antrenor la PAOK. Adică în momentul în care au venit, știau că ești antrenor la PAOK. Da, numai că eu am ieșit pentru o cină, nu pentru o discuție despre echipa națională. Păi bun, da, ei au lăsat să se înțeleagă. Nu, nu a fost prima dată când m-am mai întâlnit și a fost. Ok, nu mi s-a părut. Și nu judec pe nimeni, nu știu, okay. Chiar nu știu cum a apărut acea informație. Asta vreau să te te-a deranjat. În momentul în care ai văzut poza și ai văzut informația, la ce te-ai gândit? Probabil că am o doagă eu lipsă, pentru că... mi se apasă un buton și nu-mi place să fiu urmărit. Cum nu-mi place nici când cineva mă vânează pe stradă pentru o poză, că sunt în mașină sau sunt în fața unui loc, restaurant sau sunt... Nu-mi plac chestiile astea și de-aia probabil. Poate că e vina mea. Ai suspectat că întâlnirea, fotografia a fost regizată de cei din federație? Nu. Nu... Mi-a fost puțin teamă, ca să fiu sincer, să nu creadă cineva că eu am chemat pe cineva să păi ni se fac... Nu știu, asta mi-a fost puțin teamă, dar nu, e problema lor. Dacă ei au făcut-o, cei de la federație, e problema lor și nu am nimic să le sau te-ai gândit că cei de la federație au vrut să folosească de imaginea ta? Nu m-am gândit, Dane, nu m-am gândit. Și dacă ar fi vrut să se folosească de o astfel de discuție, e treaba lor, e un plan păi al treaba lor, lor dar erai și tu implicat, de asta spun, adică... Da, numai că eu sunt major, am 53 de ani, am trecut prin foarte multe și pot purta o discuție foarte elegantă. Sunt chiar în relații foarte bune cu Răzvan Burleanu. Dacă s-au folosit de imaginea ta, au plătit nimic. Masa sau fiind la Salonic ai plătit tu masa? Nu mai știu, a trecut atâta timp de atunci, nu mai știu. Dar, repet, nu, asta nu m-a deranjat și nu e normal ca cineva să... sunt destule propuneri în toate aceste 6 luni. De acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Ce mă deranjează? Propunerile care mi-au venit? Păi propunerile nu. Dar una e să fie o propunere, una e să... Știi cum este discuția despre acea întâlnire? În mod normal, cineva din Grecia, pentru că erați într-un restaurant în Salonic, cine l-ar fi recunoscut pe Burleanu? Și pe Stoichiță? Pe tine, da.
Deci dacă nu le cunoșteau, care era miza acelei fotografii să apară în spațiu public dacă ea nu a provenit cumva dintr-un pont? Da, fii atent, hai să te întreb ceva. Crezi că chestia asta are mare importanță? Da. E un subiect. Știi de ce are, de ce? Răzvan? Da, pentru că, voi poate avea, pentru mine... Pentru că federația a lăsat senzația că a încercat să meargă la cei mai importanți antrenori români în activitate, da, cu imagine bună, cu un CV, să-i caute și din diverse motive n-a putut să-i aducă. Și acum federația poate să vină să spună, ok, am ajuns la Edi Iordănescu pentru că Hagi n-a vrut, Răzvan Lucescu n-a vrut, Băloni n-a vrut, Dan Petrescu n-a fost lăsat, tot așa nu s-a putut. Are importanță. Păi și ce să facă mai mult de atât? Te întreb eu, ce puteau face mai mult de atât? Păi ție ți se pare corect ca federația să vină la Salonic să-l oferteze pe Răzvan Lucescu știind din start că nu se poate ca Răzvan Lucescu să vină la echipa națională? Nu, n-aveau de unde ști. N-aveau de unde ști. S-au gândit că poate într-o discuție cu mine mă pot convinge să vorbesc cu patronul și să-i cer să mă lase să plec. Neștiind exact datele contractuale. N-au venit la Salonic și ți-au spus, hai să ne vedem. Au vorbit la telefon cu tine, vezi că venim până la Salonic, nu? Da. Mai mie le spuneai pe venit degeaba, dacă tot nu se putea ajunge la un acord. A fost discuția că vin și că ne vedem pentru o seară, la o cină, așa cum s-a mai întâmplat și primul meu mandat la PAOK. Nu a fost prima dată când am luat masa cu Răzvan Urleanu la Salonic. A mai fost odată. N-a fost nicio problemă. Și chiar a fost amicală. Era în trecere pe acolo. Uh-huh. M-a căutat și ne-am întâlnit, am luat cina împreună. Ai atâta experiență cu patroni, oameni de conducere pe care i-ai întâlnit și cu care ai colaborat în România, afară. Ți se pare că e o problemă că în fruntea federației sunt oameni care n-au un trecut în fotbal la nivel înalt ca jucători? Nu cred. Nu. Nu cred că asta e un punct negativ sau afectează. Eu cred că un președinte trebuie să fie un manager. Dar președintele, sigur că trebuie să aibă grijă să se înconjoare și de oameni de fotbal profesioniști și de valoare. La acea întâlnire pe care ai avut-o, la acea masă, ți-a cerut vreun sfat? Pentru că un jucător de fotbal care termină cariera mai greu știe să conducă o instituție atât de importantă cum este chiar cea a federației. Sigur că poate, dar are nevoie de un sprijin, are nevoie de o conjunctură, are... Eu așa văd, nu e obligatoriu ca un președinte de federație să fie fost mare jucător, însă președintele federației are obligația să caute și să se înconjoare de oameni care îl pot ajuta pe partea fotbalistică cu foarte multe lucruri. Am înțeles. Ți-a cerut atunci un sfat? Nu știu, din experiența ta de antrenor, de experiența ta de viață afară în atâtea cluburi și la... Am vorbit multe, să știi, am vorbit multe. Mi-a explicat și proiectele pe care le au, cum văd dezvoltarea fotbalului, de la începând de la copii juniori. Sunt probabil lucruri pe care voi acum nu le sesizați și pentru că sunteți aici, sunteți mai degrabă orbiți de tot ceea ce se întâmplă strict în acest moment în fotbal la nivelul maxim, dar sunt și lucruri de jos. Am povestit și eu din experiențele pe care le-am trăit, nu pentru sfaturi sau... Dar a fost o seară foarte plăcută. Ai fost surprins să vezi că a apărut în presă până la urmă fotografia? Da, oarecum am fost surprins pentru că eram încă la masă când deja apăruse știrea la București cu fotografia noastră. Așa s-a întâmplat că asta nu mai știu, era încă la masă și cineva ți-a dat practic articolul, nu? Da, eram la o altă masă lângă noi, erau cei din staff-ul meu plus un prieten foarte bun care... Iorgos, care, mă rog, acolo are grijă de mine în totalitate, cu absolut toate lucrurile și imediat s-a interesat la restaurant și i-au spus de acolo că o să-ți povestesc și de locul ăsta, Seven Seas, 7 mări. I-au spus că fusese o pereche de români în restaurant, care perechea a ieșit după ce au venit domnul Răzvan Burleanu și cu... Înțeleg că restaurantul e foarte bun. Știu de la Mihai Stoica, era aici. Deci la restaurantul ăsta
mergem de fiecare dată cu două zile înainte de meci și după meci. Cu stafful meu, cu team managerul și cu prietenul acesta al meu. Mergem și mâncăm. Avem de pe vremea primului mandat această superstiție. Iar am jucat 51 de meciuri, imaginează-ți de câte ori am fost. De fiecare dată? Da. E scump restaurantul? Adică, nu știu, românii... E un restaurant bun. Tot merg mulți români. E un restaurant bun de pește, un restaurant foarte bun. E accesibil așa sau e mai... E un restaurant bun, foarte bun. Deci e scump. Bun. Sunt multe locuri unde se mănâncă foarte bine. Asta e un restaurant de top. Am înțeles. Bun, vreau să te întreb și despre tatăl tău. Cum a fost pentru tine momentul acela în care practic a început războiul acolo în Ucraina? Tatăl tău era cumva prins acolo? Chiar m-am pus în piele atunci și mă gândeam cum trăiești momentele alea și cum ai gestionat situația aia. Pentru că a fost complicat, ciudat, nu? Pentru că era exact în noaptea... Invazia Rusiei a fost în noaptea, invazia Ucrainei a fost în noaptea de dinaintea meciului nostru retur contra lui Midtjylland. Uh-huh. Și pentru noi era un meci foarte important și cu încărcătură istorică, pentru că era prima dată când treceam, PAOK-ul trecea de faza 16-imilor, în fine. Toată săptămâna am fost așa cu mintea la acest meci și dintr-o dată să auzim că rușii au pătruns acolo și cu taică-mi fiind acolo, da. Sigur că a fost greu, foarte greu. Însă am vorbit cu el și m-a liniștit. El m-a liniștit, chiar avea o voce foarte liniștită, mi-a zis că nu simte nimic, nu se aude nimic, că au fost, că au zburat, că știe că s-a întâmplat, dar acolo în jur nu pare a fi nimic periculos. A fost câteva zile și după aia sigur că a început nebunia, cum să ajung acasă, el zicea nu mai rămân, n-am cum să plec, trebuie să rămân. În final a plecat și a fost drumul mai greu pentru că a făcut mult, a venit cu mașina. Da, pe altfel nu se mai putea, da. Doar cu mașina. Da, nu se mai, exact. Uh-huh. Au fost momente tensionate, dar în același timp am avut liniște pentru că îl cunosc pe el. Nu e prima dată când îi se întâmplă. Gândește că a mai fost o dată la Donetsk în 2014, când a început nebunia. Și întotdeauna el, vezi, a preferat să rămână și să transmită un mesaj de rămânem și luptăm. Asta a făcut atunci, asta face și acum. Tu știi când dimineața asta la ora 5 pleacă un autocar de la Snagov cu jucători, ce mai sunt dintre jucători, staff tehnic, și cu el pleacă la Kiev, încep pregătirea la Kiev, 6-7 zile până vinerea viitoare, pe 24 pleacă în Elveția. Se vor întoarce și vor pleca cu avionul în Elveția. Tocmai pentru a arăta că sunt acolo, sunt prezenți, sunt lângă oamenii. Din punctul meu de vedere, un lucru fenomenal. Da, fenomenal. Chiar de asta spun că și eu sunt surprins, raportându-mă inclusiv la vârsta pe care o are, că eu sunt absolut șocat în continuare de pasiunea pe care o are. Altceva nu cred că te poate împinge la vârsta asta să rămâi atât de ancorat în fotbal dacă n-ai avea o pasiune din asta extremă. Pasiunea și cred eu că aici putem vorbi și de lupta pentru viață. La vârsta lui să renunțe și să stea acasă, probabil că încet, încet și-ar pierde energiile, s-ar scurge. Așa el este, se simte în tânăr, în putere, în luptă, are adrenalina. Nu-l vezi renunțând la antrenorat, cam asta e ideea. Eu nu știu ce se va întâmpla. N-ai de unde să știi că și aici, când ești la 77 de ani, da. N-ai de unde să știi de la o zi la alta ce trece prin minte. Dar în momentul de față asta simte și îl văd. M-am și întâlnit cu el azi la prânz cu o energie și numai despre asta vorbea, de pregătire. Au picat cu Fenerbahce, încerca să culeagă informații în preliminarele lui Champions League. Pe ruta aveam și eu, eram pe telefon, dar nu mă acoperea, că aveam și eu interesul meu să aflu despre Levski Sofia. Deci era mai plin de energie decât tine, nu?
cu o foarte mare energie, ne ținând cont că și eu sunt cu program. Vezi, poate că și asta e un motiv pentru... Am pe undeva, cred că eu m-am izolat și pentru a avea grijă de viața mea. Atâta timp cât stând lângă el, în umbra lui, sub uriașa lui personalitate, am și eu nevoie de spațiu meu. Și e posibil ca acest, să zicem, dezinteres, cum l-ai numit tu, față de ceea ce se întâmplă pe aici, deși nu-i chiar un dezinteres, să apară și din acest motiv. Cum ți se pare ce se întâmplă la Rapid? Pentru că e un club, bănuiesc, de care ești în continuare atașat și... Adică faptul că echipa a promovat, s-a făcut un stadion plin la toate meciurile, a venit acum și Dan Șucu, probabil forța financiară va spori, a venit Mutu, care e și el un brand, da, alăturat Rapid. Adică lucrurile par să meargă în direcția bună. Ești optimist sau crezi că... Acum sunt... Da, pot spune că sunt optimist. E clar că Rapid se stabilizează. Au arătat chiar și anul acesta că au avut o gândire corectă. Era foarte important să se salveze, pentru că atunci când vii după o perioadă lungă de absență pe prima ligă, când revii în prima ligă, lucrurile sunt foarte complicate și periculoase. Meciurile de la prima ligă, chiar dacă nu este un campionat foarte puternic, dar sunt mult mai dure decât cele, intensitatea, reacțiile, execuțiile, totul e la un nivel superior față de Liga 2, Liga 3. Și ca dovadă, dacă ei ani în care echipele au promovat, sunt mulți ani în care imediat au căzut. Da. Sau cel puțin din 3, 2 au retrogradat când erau câte 3. În fine, deci faptul că au terminat salvați cu liniște e un aspect foarte important și arată că Rapidul e pe un drum bun. Acum, aducerea unui membru în patronatul Rapidului este un alt aspect foarte important, pentru că le va da o liniște financiară, o siguranță și poate să îi ajute să se dezvolte, să... cu analiză foarte profundă, cu înțelepciune, să aducă și jucători, să aibă grijă de ceea ce este din spate, să organizeze. Eu cred că întâi Rapid doar trebuie să aibă grijă de bază, de baza de antrenament și după aceea să se gândească la celelalte investiții. Pentru că de acolo pleci, munca acolo se duce. Dacă n-ai condiții bune de muncă, da, întâmplător poți face ceva. Îți aranjezi și spui la punct o astfel de bază de pregătire, vei, chiar dacă în anul acesta nu reușești sau în 2 ani nu reușești ceea ce visezi, dar cu siguranță ai șanse mari să obții după aceea. La Dinamo ești mai degrabă optimist și acum mă refer din perspectiva existenței clubului. Nu sunt deloc optimist. Nu, pentru că nu știm ce se întâmplă și cum merg lucrurile, dar uite, am vorbit cu Ionuț Lupescu, că m-am și întâlnit cu el în Spania și îmi spunea că e un an foarte important pentru Dinamo. Bun, au căzut, dar cei de acolo, dar contează cum pornesc acum, cum se reorganizează, ce fac, ce decizii au. Au posibilitatea și au un culoar favorabil să se lupte din nou și să revină, dar este foarte important acest moment, în acest moment, reorganizarea clubului. Ce se va întâmpla? Dacă pierd momentul acesta, s-ar putea să fie din ce în ce mai greu. Mai dacă târziu. Pierd momentul, s-ar putea să fie capăt de drum pentru Dinamo. Spune-ne despre PAOK. Nu e corect. Nu e normal pentru fotbalul românesc. Da. Corect e ceea ce se întâmplă. Am exprimat greșit. Spune-mi cu PAOK ce planuri ai. Bănuiesc că lupta la titlu, nu? Pentru sezonul următor. Da, ne ca întotdeauna. Suntem o echipă cu ambiții, suntem o echipă care vrem să luptăm la titlu, la cupă, să ne calificăm în grupele Europa și să avem un parcurs foarte bun. Asta este. Avem în față un adversar cum este Olympiacos, organizat din toate punctele de vedere, și valoros tehnic, și cu potențial financiar mare, dar și cu un sistem
politic, cum vrei, puternic, care protejează. E o luptă permanentă cu Atena și acum, să știi că și acum, cupa este o cupă care ni s-a furat. Și asta este o decizie venită de sus de tot, de la guvern. Totdeauna Grecia are acest specific. Sunt lucruri care, din afară, din exterior, care afectează rezultatul sportiv. În 2019 ni s-a furat un campionat, acum ni s-a furat o cupă. Sunt lucruri care se întâmplă. Salonicul e oarecum obișnuit cu astfel de situații, cu frustrări, și de aceea energiile emoționale care sunt acolo sunt incredibile. Iar când câștigi și când dai o performanță, e o întreagă nebunie. Să înțeleg că PAOK e un fel de Rapid, fantastic. Așa, nu? Nu știu ce să spun, poate că nu chiar Rapid, pentru că până la urmă și Rapidul aici a avut, da, a fost de partea cealaltă un club puternic, erau Steaua, Dinamo, și Rapid de partea cealaltă a baricadei. Forța era la Steaua și la Dinamo. Da. E, aici, în Grecia, lucrurile sunt mai, mai profunde. Am înțeles. Ai de gând să transferi un jucător român? Ai în vedere? Nu. Nu există. Uite, la cum ai vorbit de spiritul jucătorilor români. Imediat, deci, duminic, marți, luni a fost prima zi de vacanță, marți am avut o ședință cu întreg bordul, cu managementul, cu patronul, cu Ivan Savidis. S-a schițat o strategie, erau jucători la final de contract, erau jucători mai în vârstă, erau jucători de foarte mult timp la echipă, și împreună cu directorul sportiv, cu directoarea financiară, cu președintele, da, drumul la o strategie. Nu întotdeauna sunt cel mai fericit de ceea ce se întâmplă, dar trebuie să respectate și condițiile clubului, pentru că până la urmă de acolo se asigură viața unui club sau parcursul pe un timp de un an. Nu sunt, repet, fericit, dar sunt lucruri pe care trebuie să le înțeleg și trebuie să particip și să ajut din punctul acesta de vedere clubul. Deci, prin directorul sportiv, da, directorul sportiv, că asta vreau, e interesant cum evoluează lucrurile. Directorul sportiv este responsabil cu transferurile, în același timp directorul sportiv știe ce vreau, știe ce nevoie am, cum jucăm, filozofia noastră, și îmi propune jucători de acest, pentru această filozofie, de acest gen. Și în final luăm decizia împreună, dar el este cel care e vioara întâi în perioada transferurilor. Mi-a făcut mare plăcere, Răzvan. Multă baftă acolo. Mulțumesc. Și te aștept cu drag în platou de fiecare dată când revine România. Sper că ți-a plăcut cafeaua. Foarte bună. Bine. Da. Mulțumesc. Multă baftă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Să aveți seara bună.